La un pas de moarte, premierul Slovaciei Robert Fico, împușcat ieri în plină stradă, este în continuare în stare critică. A fost operat mai bine de 5 ore, după ce 3 gloanțe l-au lovit în abdomen, braț și picior. Iar astăzi ar putea fi supus din nou unei intervenții chirurgicale. La Bratislava se cer demisii după ce ofițerii însărcinați cu protecția demnitarului ar fi acționat haotic imediat după ce atacatorul a scos pistolul. Bărbatul, un poet de 71 de ani, a spus inițial că e mândru de fapta sa. Motivația se pare că este una politică. Nu este de acord cu politica naționalistă și pro-Moscova dusă de guvern. Acesta este momentul șocant în care premierul slovac este împușcat din public. Atacatorul pe numele său Juraj Cintula, un poet în vârstă de 71 de ani, stă liniștit lângă un grup de simpatizanți al lui Robert Fico. Din imaginile surprinse de martor, se pare că are deja pistolul în mână când ridică brațul deasupra gardului. De la o distanță mai mică de un metru, trage de 5 ori înainte să fie imobilizat de gărzile de corp ale șefului executivului. Politicianul s-a prăbușit la pământ sub ochii îngroziți ai celor prezenți pe străzile din Handlova. Atentatul, spun specialiștii consultați de observator, a fost favorizat de o lipsă de informație a serviciilor secrete și de acțiunea deficitară a agenților. Un fost ofițer SPP spune că poziționarea dispozitivului de protecție în teren este bună în primă fază. Când Fico este însă strigat, primul lucru pe care trebuia să-l facă unul dintre agenți era să ajungă lângă mulțime înaintea premierului, apoi să analizeze persoana care l-a interpelat pentru a stabili dacă reprezintă vreun risc. Gărzile de corp s-au uitat în schimb la politician. În plus, la primul foc de armă, ofițerul de lângă demnitar trebuia să facă scut în fața premierului. Sunt depusolați. Premierul cade și lăsat urmă. Unul se uită în altă parte, unul încearcă să-și scoată pistolul. Nu știu cum să evacuez. Vine o mașină. Într-un fel sau altul... duc în mașină. Într-un astfel de scenariu, echipa medicală trebuie chemată maximum 15 secunde. Mașina n-are șofer. Este un ofițer de protecție, nu știu, care se duce către portiera șoferului. E un gest nefiresc. Premierul Robert Fico ieșea din centrul cultural din localitatea Handlova când a observat câțiva oameni care îl așteptau la gardurile montate chiar în această zonă. Când s-a apropiat de ei să-i salute, bărbatul de 71 de ani a început să tragă. Imediat premierul s-a prăbușit la pământ, iar forțele de ordine l-au încolțit pe atacator. Din primele informații, atacatorul a stat câteva ore în perimetrul de securitate și nu a fost luat în seamă. E inexplicabil cum și în această situație nu a văzut un om masiv, 1,90 m, care scoate o armă de undeva și o ține pe lângă corp și strigă la demnitar și ridică arma deasupra barierei, paralel cu gardul. Pentru mine, noaptea minții. De altfel, atentatul a reunit de urgență Consiliul de Apărare a Țării. Se cere deja demisia ministrului de interne din cauza eșecului protejării șefului guvernului de la Bratislava, mai ales că atacatorul a fost văzut în preajma premierului în urmă cu nici 3 săptămâni. A fost prezent la un protest tot la finalul unei ședințe de guvern, tot în provincie, la 160 de kilometri de locul unde l-a împușcat ieri pe Robert Fico. Premierul a fost dus de urgență cu elicopterul la spitalul din Banská Bystrica, o localitate aflată la circa 60 de kilometri. Medicii l-au operat 5 ore pe Robert Fico. Un glonț i-a străpuns abdomenul și alte două, un picior și un braț. I heard the police cars, the hospital, and we were thinking like what could happen. And then when we came home and saw the news, it was really shocking for us. He's really controversial person in Slovakia. He has two sides. Someone really hates him or they support him in every decision he makes. Musím skonštatovať, že po krátkej návšteve pána premiéra Roberta Fica musím povedať, že ten jeho zdravotný stav je naďalej veľmi vážny a bolo mi umožnené s ním hovoriť len. Dus la audieri, atacatorul și-a justificat atacul, rațiunile politice. Nesúhlasím s politikou vlády. Sú likvidované mass media. În Slovacia au avut loc în ultimele săptămâni proteste în masă împotriva deciziilor guvernamentale controversate, cum ar fi închiderea parchetului anticorupție care ancheta membrii ai partidului lui Fico. Fiul atacatorului le-a spus jurnaliștilor locali că tatăl său avea permis de portarmă și a negat că ar fi avut probleme psihice. Acum bărbatul riscă până la 25 de ani de închisoare. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.